Bun găsit la o nouă întâlnire pe teme de educație. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână încercăm să găsim răspunsuri pentru o întrebare care ne punem uneori toți, și anume: greu cu educația? Astăzi o să încercăm să găsim așa niște repere și niște soluții, și aș spune că avem niște repere cam 3 în 1, 3 pentru că avem perspectiva unui părinte, a unui profesor și a unui director, și unul pentru că vorbim cu o singură persoană care le îndeplinește pe toate. Alături de mine astăzi se află directorul școlii Henri Matias Bertlo din Ploiești, doamna profesor Angelica Ianculescu, și îi mulțumesc că a acceptat invitația. Bine ai venit la noi! Bine te-am găsit și îți mulțumesc și eu. Este o oportunitate să fiu astăzi aici, să vorbim ca între prieteni, cu prietenie, despre educație. Mi-ai ridicat o minge la fileu și ai spus greu cu educația, și eu ți-aș spune greu cu educația. Și aș continua spunând că, așa cum ai spus și tu, da, sunt 3 în 1, sunt părinte, sunt cadru didactic, sunt profesor de educație muzicală și din 17 ianuarie sunt și directorul unității de învățământ. Pot să spun că este minunat să fii 3 în 1. Și mai departe o să vedem în ce urmează. Da, eu cred că e provocator, dar odată ce descoperi perspectiva asta, deci ai o legătură cu educația din partea, din perspectiva ta ca părinte, pentru că ai copiii care merg la școală și ai parcurs de 2 ori, de fapt încă parcurgi. Așa este. Pe urmă, ca și profesor, sunt provocările pe care le întâlnești, și mă bucur tare mult că astăzi o să vorbim despre gimnaziu, că până acum am vorbit despre clasele primare și în gimnaziu sunt provocări mai serioase decât găsim noi la primar, unde copiii sunt ușor mai, cum să spun, sensibili. Deși n-aș exclude sensibilitatea nici de la gimnaziu, și apoi ca director, deci ca director, mie mi se pare o provocare maximă, pentru că acolo apar probleme din mai multe, adică vin toți actorii ăștia implicați în educație și fiecare bombardează cu problemele pe care le are, iar directorul este cel care găsește soluția. Oare așa cum este, e cu soluțiile astea? Dar hai să le luăm pe rând. Și să spunem așa, ca părinte. Ca părinte. Cum e școala în România? Este grea. Este grea, dar și frumoasă. Acum depinde din ce parte o privești. Dacă ești un părinte obiectiv și o privești așa cum este ea, vine ajutorul școlii. Dacă vrei să ți se ofere totul de la școală, nu o să ai mare câștig nici tu ca părinte și nici copilul ca și elev. Școala oferă. Dar la școală stau 4-5 ore maxim. Dar noi acasă trebuie să facem ceea ce școala nu poate să facă. Școala face foarte mult, iar școala noastră, după cum știi, face foarte, foarte multe. A fost o perioadă de pandemie. Am făcut și în perioada aceasta de pandemie multe lucruri frumoase, chiar dacă am fost în online cu copiii. Dar și în perioada de dinainte de pandemie, noi am făcut foarte, foarte multe lucruri frumoase cu părinții, aducând părinții în școală. Prin lectoratele pe care le realizam împreună, de ce nu, noi două, bineînțeles cu acordul direcțiunii de atunci, aducând invitați de valoare care să pună în evidență că familia nu este o școală fără vacanță. În familie trebuie să facem totul, iar totul trebuie să vină în ajutorul școlii. Asta din punct de vedere al părintelui. Acum eu am copil de liceu și copil la facultate, la master, deci viziunea este largă. Se schimbă. Și se schimbă, așa este. Sunt provocările vârstelor, etapele lor de dezvoltare, firește că le transformă cumva și comportamentul, și atunci în funcție de asta școala trebuie să fie într-un anume fel. Iar acum după pandemie am observat copiii sunt altfel decât i-am lăsat înainte de pandemie. A fost și bună, ne-a adus un plus valoare în folosirea tehnologiei, dar copiii nu s-au mai desprins de tehnologie.
ceea ce este un dezavantaj. Ne-a creat o barieră în comunicarea directă. Așa este. Și nu știu dacă mi se pare doar mie, dar am impresia că copiii acum au o teamă în a comunica direct unii cu alții. Nu știu să-și spună lucruri. Nu știu. Și au nevoie de foarte multă afecțiune din partea noastră. Nu putem să le oferim momentan. Suntem totuși trecem o perioadă destul de grea. Dar vor să ne îmbrățișeze, vor să ne spună lucruri fără mască. Pot să-ți povestesc ceva ce mi s-a întâmplat chiar ieri. Vreau. Deci mi s-a întâmplat un lucru extraordinar. Ca director am fost într-o asistență, nu spun clasa, nu spun învățătorul, o să se recunoască, unde am nimerit la lecția de muzică și mișcare. A fost extraordinar. Am uitat să mai scriu în acea fișă de cât m-a atras acea lecție și tot ce s-a întâmplat în cadrul ei în ultimele 5 minute. Mi-am adus aminte că am în față o fișă pe care trebuie să o completez. Am completat-o frumos. M-am dus către ei, către copii, în fața lor, să-i felicit pentru că așa e frumos. Să le apreciez munca, realizase lucruri deosebite într-o singură oră de muzică și mișcare și le-am spus doar așa. Dacă aș putea să vă îmbrățișez, aș face-o. Nu am terminat cuvântul. Și-au năvălit. Și-au dat năvală și de aici mi-am dat seama. Era prima dată, prima interacțiune cu ei, poate m-au mai văzut pe sală, dar mi-am dat seama că au nevoie de afecțiune și nu numai de afecțiunea părinților, ci și de afecțiunea noastră, a cadrelor didactice. Cred că e acel al vedea și vedea cu majuscule, să spun, da. Adică pe copil în frumusețea și plenitudinea lui și cu modul lui de manifestare și cu ce știe el să facă frumos. Deci au fost atât de surprinși că cineva a venit din afara claselor și le-a recunoscut munca, i-a apreciat. S-au simțit validați. Am vorbit puțin despre culorile sunetelor muzicale, pentru că ei aveau la muzică și mișcare, au și colorat ceva foarte frumos, instrumente muzicale, o minunăție. Și atunci am găsit pe prima bancă carioci, toate culorile. Și le-am format un curcubeu și am spus, uite, fiecare culoare are un sunet, îi se atribuie un sunet muzical. Și eu au început ei să spună. Deci mi-au luat toate sunetele. Micuți, dar știau foarte, foarte multe. Și au rămas extrem de surprinși. Și unul dintre copilași mi-a spus, dar de unde sunteți atât de expertă? Deci au fost, după care s-a întâmplat povestea cu... Deci erau așa, cu îmbrățișatul. A fost ceva, mi s-a făcut și piele de găină, a fost ceva ce n-am mai simțit de mult. Nu știu, poate că cei care ne văd acum, nu știu dacă ei cred toată emoția asta pe care o trăim, pentru că noi avem privirea aia a copiilor pe care o simțim, o vedem și așa în momentul este. În care ești în direct cu el și vine și te mai și ia în brațe, chiar simți emoția, se transmite. Da, și am zis, Doamne, ce a putut să ne facă această pandemie? Să ne lase fără sentimente sau fără să le exprimăm într-un fel, așa cum știam noi. Ei mai veneau și mai îți povesteau una alta și apoi te luau în brațe. Bine, nu o afecțiune, să nu înțelegeți greșit, este o afecțiune profesor strict elev. Adică noi nu putem să înlocuim părintele de acasă, dar putem să le dăm un sfat, să le dăm o recomandare, să le spunem o vorbă bună. Păi da, eu cred că e afecțiunea aceea a prietenului pe care îl aștepți, a prietenului pe care ți-l dorești, a prietenului chiar și cel mare, că și un mare mic așa există este. Relația de prietenie și prietenia care se lansează și care se creează între elev și profesor e cea care construiește cel mai mult, pentru că dacă stăm să ne uităm în urmă la reperele noastre, eu azi am vorbit cu elevii mei despre pentru cine ați putea fi voi model. Și ce model aveți voi în viață? Prin asta urmărind reperele pe care le au. Cum și noi avem reperele profesorilor care ne-au marcat cumva traiectoria în alegerea meseriei, în a alege să facem ceea ce ne place. Nu neapărat a intra în învățământ, ci a găsi un alt domeniu, pentru că un profesor te poate influența în toată treaba asta. Și acum, dacă tot vorbim de partea de profesorat, hai să vorbim puțin despre un lucru care pe mine mă doare foarte tare. În general se vorbește foarte mult despre matematică și română și matematica și română e foarte importantă și avem
foarte multe teste și avem concursuri, avem de învățat, se fac pregătiri la matematică și la română pentru că trebuie să fie performanți copiii. Dar oare doar matematica și româna sunt cele care contează în formarea copilului? Nu, contează tot. Contează și materiile de pe prima fila catalogului și materiile de pe a doua fila catalogului. Da, dar să știi că mulți dintre telespectatori nu cunosc prima filă și a doua filă. Hai să le luăm un pic așa și să spunem, atingem pe cele din a doua filă. O să spunem așa, din a doua filă, unde avem religie, unde avem educație muzicală, educație plastică, artele în general, educație fizică, educație tehnologică. Și pentru că sunt profesor de educație muzicală, știu că muncesc foarte, foarte mult pentru a-i sensibiliza pe copii. Sunt tot timpul un pas cu tehnologia. Cumpărăm boomwalkers-uri, folosim la școală, cumpărăm clopoței, îi folosim. Cântăm, de unde și culorile pe de care... De unde și culorile, da. Așa. Cântăm la linguri de lemn, cântăm la foi de copt, cântăm la ziar. Încercăm să folosim tot ce se poate. Cântăm la... facem percuție corporală. Boabe de fasole, știu. Da? Știi că copilele tale mi-au fost eleve și atunci normal că toate cerințele mele ajungeau și la tine. Cântăm la tot ce se poate cânta doar pentru a-i atrage, pentru a-i sensibiliza și pentru a le arăta că și muzica și artele în general sunt extrem de importante. Și poate ei nu își dau seama cum, dar pe parcursul vieții lor o să-și aducă aminte, am învățat asta la ora de educație muzicală sau la ora de educație muzicală, nu știu, ne-a povestit doamna despre compozitor, vorbim oricum tot timpul, dar mie îmi place să fac un sincretism din ora de educație muzicală și îmbin și educația plastică prin culori, da? Și educația muzicală. Deci este un tot unitar, doar pentru a-i atrage. Și asta trebuie să înțeleagă și părintele din spatele elevului, că și la educație muzicală trebuie lăsat copilul să citească măcar acolo două rânduri. Deci profesorul de educație muzicală nu dă mai mult de două rânduri, pentru că totul se învață în clasă. Asta din punctul meu de vedere. Și acum eu știu la nivel de județ, pentru că îmi cunosc colegii foarte bine, asta din prisma altei funcții pe care... Trebuia 4 în 1 spus. Altei funcții pe care am avut-o, de cea de inspector școlar pentru educație muzicală și pentru arte, da? Toți colegii mei fac același lucru, încearcă să-și atragă pe elevi de partea lor, făcând tot felul de activități frumoase, aducând în școală ateliere de muzică. Eu zic că muzica este totuși starea de bine din școală. Este. Pentru că atunci când vrei să te simți bine, pui o melodie. Asculți ceva ce îți place. Și atunci, ca să poți să-ți dai, există o gamă largă în muzică. Ai muzică clasică. Nu-i musai să asculte și să le placă muzica clasică tuturor, da? Deci nu poți să le duci pe toți către acea... Dar un minim de cunoștințe din acest domeniu îți poate da libertatea să alegi. Noi avem, mă scuz că te întrerup, noi avem un proiect Ascultă 5 minute de muzică clasică, în care, la care județul nostru participă cu aproape 5.000 de elevi, chiar și mai mult. Iar Radio România Muzical este partenerul nostru. Și la fiecare oră de muzică ascultăm 5 minute de muzică clasică. Este minunat, pentru că acea audiție se face dirijată. Nu le pun audiția și ascultă și atât. Nu. Îi rog să scoată din audiție anumite elemente de gramatică muzicală. Îi întreb unde au mai auzit și toți îmi spun în desene animate. Așa și este. Da? Așa este. Păi, tocmai le-am spus, pentru că vorbind despre Mozart, am descoperit că prima lor jucărie are Twinkle Twinkle Little Star, melodia aia pe care o ascultă ei chiar de când sunt nou născuți, și este creația lui Mozart. Da. Deci iată că e bine să ajungă să și cunoască lucrurile astea, că mă întrebau, doamna, dar de ce trebuie să fim culți?
Păi trebuie să avem cultură generală, să știm și noi mai multe, să arătăm că suntem mai deștepți. Că în momentul în care știi mai multe, evident că cineva se uită la tine cu admirație și atunci muzica nu e neapărat pentru a deveni cult sau a deveni mai deștept. E pentru a-ți aduce și a-ți crea starea de bine, dar în același timp, pe lângă starea asta, eu aș transpune muzica, n-are legătură cumva și cu matematica? Ba da. Întotdeauna. Dacă ne uităm puțin la cele 8 competențe cheie, o să regăsim muzica acolo, o să o regăsim în matematică, o regăsim în literatură, o regăsim în limbi străine, luând așa competențele cheie, în IT, în tehnologie, în crearea de sensibilizare și sensibilitate, în antreprenoriat, pentru că atunci când îi scoți pe ei în față să dirigeze o clasă întreagă, da, prin joacă, bineînțeles că totul este o joacă, atunci le dai o idee de antreprenoriat. Sunt ei șefii pe 5 minute sau 3 minute și asta le spuneam și celor pe care îi formez în cadrul cursului Cred, muzica se regăsește în toate cele 8 competențe cheie. Și nu sunt dornici să fie ei regizorii unui spectacol? Ba da, întotdeauna. Nu? Întotdeauna. Și nu sunt dornici ei... Noi, hai să vorbim și o altă perspectivă. Vorbim. A cincea, da? 3, nu, 4, nu ajungem la 5, nu, nu. Și vorbim acum de cum eram noi când eram elevi, pentru că am fost cam în aceeași perioadă. Și noi am avut o grămadă de concursuri. Aveam, cum se numea, România, mergeam la un festival, Cântarea României. Și acolo ne pregăteam, era moment artistic clar, deci dar era așa o bucurie să pregătim momentul ăla, deci abia îl așteptam. Oare nu-și doresc și copiii de astăzi să aibă spectacole și festivaluri mergem de genul ăla? Noi mergem și atâta timp cât am fost inspector am realizat festivaluri de colinde, festivaluri de primăvară. Mi se pare oportun ca elevul sau copilul să treacă pe o scenă, să ajungă pe o scenă. Chiar și acum în partea aceasta de online, care nu ne-a fost prielnică, mai ales pentru noi profesorii de educație muzicală, n-aveam voie la început să cântăm și atunci nu poți să treci peste niște reguli. Ții cont de niște reguli. Cântăm acum, dar puțin, pentru că profesorul de muzică nu doar cântă, ci și explică, și vorbește, solfegiază și face tot ce înseamnă bucătăria, a muzicii. Și atunci este destul de greu cu masca pe figură să faci aceste multe lucruri deodată. Dar și acum în partea de online am avut concursuri, avem copii care au luat premii frumoase de la noi din școală, chiar și pe educație muzicală și pe educație plastică de la gimnaziu. Știu că și voi, cei de la primar, participați la tot felul de activități și dacă mi-aduc bine aminte și dau timpul așa în urmă, chiar am văzut niște... aici pe ecran câteva fotografii de la activități și mi-am adus aminte că aveam un grup de copilași micuți, da, de la clasa pregătitoare până la clasa 4-a, care acum sunt clasa 12-a și clasa 8-a, cu care am câștigat foarte multe premii și distincții la nivel de județ și nu numai, și la nivel de țară. Dar pentru asta îți trebuie timp, îți trebuie implicare și îți trebuie devotament până la urmă. Și noi am fost într-o alergare cu timpul ăsta, într-o recuperare de după online, în a ne deschide, în a ne vorbi din nou, în a ne întâlni efectiv fizic și să ne simțim unii pe ceilalți, încât nu ne mai rămâne timp pentru lucrurile care chiar ne-ar bucura și chiar ne-ar aduce starea de bine despre care se tot vorbește în școală. Și acum starea asta de bine, hai să o transpunem la director. Are directorul școlii stare de bine? Păi nu prea are stare de bine dacă stăm să luăm așa. Bine, acum, iar spun, depinde din ce perspectivă o privești. Eu încerc să fac și să privesc lucrurile dintr-o perspectivă frumoasă și să găsesc în fiecare lucru mai puțin frumos, ceva frumos. Să venim cu o șansă pentru un părinte care vine și-și cere un sfat pentru un copil, să venim cu o soluție
bineînțeles, ținând cont de reglementările în vigoare pentru și legislația în vigoare, fără să facem abateri de la ea, dar este atât de frumos când ai găsit sau când găsești soluții pentru cineva care vine, pot să spun, disperat. Zice, nu mai am nicio soluție. Și atunci imediat se aprinde un beculeț și ai găsit soluția. Hai să soluția. Văd ce pot să fac. Da. Da. Și atunci te simți minunat. Te simți extraordinar de bine. Nu este ușor să conduci o școală. Cine spune treaba asta înseamnă n-a că trecut n-a trecut prin experiență. Prin experiența aceasta. Bine, nici la mine nu e, pot să spun, o experiență de o lună de zile, pentru că 3 luni de zile am fost director adjunct. Nu știu, eu văd frumosul din tot. Păi, despre asta e vorba și cred că de asta am și vrut să vorbim noi două, ca și prietene, dar care am trecut împreună și prin a sta în bancă ca și părinți și prin a fi pe poziție de diriginte cu părintele din bancă și în poziția de colege și așa mai departe. Deci avem o experiență și avem lucruri pe care le putem dezbate, însă despre școala românească și despre directori și modul în care directorii aranjează problemele școlii, cumva să le găsească soluții, în general se aud tot felul de lucruri rele și mie mi se pare nepotrivit să găsim doar partea în care nu s-a rezolvat, nu s-a vrut, nu... Deci sunt foarte multe lucruri în care reticența este cea care e pusă în față. Ori eu nu am întâlnit reticență în a rezolva problemele părinților, ale copiilor și chiar și ale colegilor, pentru că am văzut întotdeauna disponibilitatea de a găsi o variantă bună pentru toți. Eu cred că aici totul ține de comunicare. Da. Dacă nu există comunicare, normal că vezi în toate lucrurile o reticență. Și de o parte și de cealaltă. De asta, dacă există comunicare și există o stare de bine și există o armonie, așa cum spunea astăzi o doamnă profesor universitar, eu zic că lucrurile merg spre bine. Și eu așa simt în școala noastră. Simt că este o armonie și, așa cum spuneai tu mai de mult, noi suntem o școală prietenoasă. Da, mie îmi place să spun că facem școală prietenoasă noi acolo, nu degeaba suntem colege, parcă ne-a adunat Dumnezeu cumva ca să găsim o soluție și să, cred că cu mult zâmbet și cu multă bunăvoință poți să ajungi să găsești soluțiile cele mai potrivite. Eu cred că fericirea este cheia, da, succesului. Da, noi am tot vorbit despre importanța lucrurilor, despre competențe, despre sunt niște cuvinte mari, sunt niște cuvinte care cred eu că ar trebui transpuse cumva într-un practic, într-un exemplu concret, într-un ceva făcut la clasă. Hai să povestim cum a fost cu întâlnirea aceea în care noi am fost părinți. Și am chemat psihologul. Da, acea întâlnire s-a numit Familia, o școală fără vacanțe. A fost o întâlnire pe care eu am realizat-o împreună cu părinții clasei la care eu eram dirigintă atunci și tu erai și tu unul dintre părinți și am chemat un psiholog care ne ajută de fiecare dată și uite, pot să spun, poate să fie un invitat de seamă al acestei și emisiuni. Și sunt sigură că am avea o grămadă de lucruri pe care să le deznodăm. Da. Acum, nu i-am spus numele, dar să fie surpriză. Să fie surpriză. Da. Da. Și știu că atunci, după acea activitate, o activitate care s-a realizat pe echipe, da? Fiecare echipă, dacă mi-aduc bine aminte, avea un părinte. Dar nu cu copilul propriu dar în echipă. Nu cu copilul propriu în echipă. Și atunci lucrurile au mers foarte frumos. Și părinții au înțeles că, de fapt, nu școala trebuie să facă totul. Așa cum mai aud. Nu l-a învățat la școală diverse. Să treacă strada, să scrie frumos, să citească. Nu cred că școala poate să facă totul. Noi totuși, la noi la școală, ne dăm silința să facem aproape totul. Dar trebuie să avem și ajutorul din partea părintelui. Să fie umăr la umăr. Și aici, tot așa, vorbesc de colaborare. Trebuie să colaborăm. De o parte, părinte-elev, de o parte, cadru didactic, director. Vorbim de cadru didactic acum. Da, și în întâlnirea aia despre ce am vorbit? Hai să spunem. Am vorbit despre familie,
Și despre pericolul, mi-aduc eu aminte. Și despre... Drogurile. 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 Deci, mie mi se pare că copiii nu trebuie feriți de lucrurile pe care le pot întâlni. Ei trebuie să le cunoască și să știe, da, să se ferească sau să aleagă mai varianta bine le spunem care le noi, bă. Mai bine, da, le spunem noi decât să afle din alte părți. Da. Am vorbit atunci și despre fumat. Bine, cred că a fost împreună cu, da, 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 drogurile. Am avut mai multe, deci erau mai multe puncte pe care noi le-am atins. În sensul că într-o familie, noi chiar noi am discutat acolo ca într-o familie și chiar trebuie să atingem foarte multe probleme. Uite, o problemă pe care eu o văd în zilele noastre și mi se pare că se adâncește din ce în ce, este că părinții sunt hiperprotectivi. Părinții caută să substituie orice emoție negativă a copiilor. Da, ce părere ai de asta? Da, da, cu ce? Cu bani? Nu numai. Dacă a trăit ceva negativ, vine să ceară socoteală de ce elevul cu tare i-a provocat supărarea copilului. Vine la școală. Da. Am crezut că mă întreb de acasă ce se întâmplă și acasă că vor să substituie lipsa revenim lor. Iartă-mă că nu te-am adus în planul. Nicio problemă. Vor să substituie lipsa lor prin oferindu-le copiilor bani sau diverse cadouri. Revenim la școală. Așa cum a spus, părintele trebuie să fie obiectiv. Iar noi două am fost, pentru că suntem în același timp și cadre didactice, am fost tot timpul obiective și ne-am văzut copilul și când a greșit și când a... Adică am ascultat și perspectiva celuilalt, nu doar a copilului propriu, pentru că în felul ăsta am înțeles teatru de situație care a generat acea emoție negativă și să poți să gestionezi, să poți să-l dirigezi. Nu poți să gestionezi dacă nu știi adevărata poveste. Nu, e o variantă greșită, întărești un comportament clar care s-ar putea să nu fie și cel potrivit. Și mai spui, a, doamna, mă duc eu la doamna sau văd eu ce-i fac lui doamna. Da, revenind acum, hai să ne ducem din nou în familie, pentru că mi-am dat seama de ce te gândeai la partea cu banii și la partea copiilor li se oferă lucruri. Părinții au foarte puțin timp pentru ei, au servicii solicitante și apare aici after school-ul, apar aici bunicii, care bunici sunt în general și mai protectivi decât părinții și îi răsfață și mai tare, și atunci lipsa aceasta a prezenței părinților într-o formă mai profundă, mai pronunțată, să spun, se simte în școală? Se simte. Și nu știu dacă la cei mici, dar eu îi văd pe cei mari. Păi despre ei vreau să vorbim. Cei mari chiar simt și vin și spun, cei care au curajul să spună. Dar sunt și foarte mulți copii care nu au curajul să spună. Acolo unde copilul a spus, l-am îndreptat către doamna dirigintă, dacă n-a avut curajul, sau am discutat și cu doamna dirigintă, am discutat împreună, iar la câteva săptămâni a venit o fetiță și mi-a spus, vă mulțumesc, doamnă. Pentru că am simțit că a fost ajutată. Da, și zice, am discutat cu mama, am discutat cu părinții. Acolo era o problemă de comunicare și nu discutau, nu... și atunci lucrurile erau tare ciudate și apăsătoare. Iar copila nu mai știa să gestioneze problema. Copiii nu știu să gestioneze problema. Nu știm noi, adulții, să gestionăm anumite probleme, dar pe copiii. Și cred că aici acele lectorate pe care eu cu siguranță voi vrea să le fac vor fi binevenite, aducând psiholog, terapeuți în cadrul acelor lectorate. Și o să ne sfătuim, pentru că mie îmi place să mă consult cu colegii mei și eu nu sunt singură acolo, sunt împreună cu voi și zic o consultare cu privire la temele pe care trebuie să le realizăm în funcție de fiecare profesor, învățământ primar sau diriginte are nevoie, putem să chemăm și invitatul care să ne vină în ajutor, să ne vină în folosul nostru. Au tot fost o grămadă de știri în presă referitoare la violența în școală și am și văzut o grămadă de grozăvii, pentru că ne-am uitat, am văzut la știri. Acum, violența în școli, de unde și are startul, să zicem? Tocmai din frustrările pe care le au copiii. Mai ales această pandemie n-a făcut decât să acutizeze aceste stări. Copiii stau în fața laptopului, în fața telefonului,
nu discută cu părinții, poate părinții n-au timp să-i asculte și vin la școală și noi nu le înțelegem frustrarea. Acum o săptămână, iar dau din casă, așa, la o oră de educație muzicală, noi mai folosim telefoanele la ora de educație muzicală pentru că avem anumite softuri educaționale, mai compunem, joaca, mai facem un quiz, folosim. Dar la ora aceea nu am vrut să folosesc telefonul, aveam despre baladă, le-am pus eu o baladă foarte frumoasă, să o asculte și să descopere, le-am spus ce au de descoperit în acea baladă. Și iar un băiețel mi-a spus, haideți doamnă, că n-am eu chef de... Da, n-avea. Și am spus, dar ce s-a întâmplat? Nu am chef. Și atunci mi-am adus aminte, și iar mă duc la comunicare, mi-am adus aminte, mi-a trecut așa pe la ureche, că acel copil merge la terapie, face terapie. Și atunci, sincer, l-am lăsat, am mai discutat puțin cu el, m-am dus lângă el, am mai discutat cu el și l-am lăsat în pace. Nu știam cum va reacționa. Care va fi reacția lui, eu puteam să-i spun, lasă telefonul sau, nu știu, puteam să fiu, păi nu, da, că agresivitatea nu mă caracterizează, dar puteam să fiu puțin mai dură cu el. Vreau să spun că până la finalul orei avea scris pe caiet toate cerințele mele. Doar pentru că a fost lăsat în pace. Da, deci eu puteam să, nu știu, puteam să-i spun, el... Voia să joace pe telefon. Adică, lăsați-mă, doamnă, cu muzica dumneavoastră. Ce îmi spuneți mie de muzică? Să caut eu nu știu ce în balada asta. Când eu am alte treburi. Da. Deci, da? Deci până la final avea scris pe caiet. Trebuie să înțelegem și pe ei. Să știți că în fiecare, în spatele oricărui copil există o poveste. O poveste frumoasă sau o poveste tristă. Acum depinde de noi. Dacă știm să recunoaștem povestea din spatele copilului. Și iar vin la comunicare. Atunci când voi, cei de la primar, ne dați așa ștafeta și ne dați pasența, zis, către gimnaziu, nouă profesorilor de gimnaziu, cred că ar trebui să avem un bagaj, da, care să-i cunoaștem, să cunoaștem problemele, dacă există, fiecărui copil din clasa respectivă. Doar așa putem să fim aproape de ei și putem să-i ajutăm într-un fel. Mulțumim tare mult pentru toată experiența pe care ne-ai împărtășit-o azi. Sper că a fost interesantă și pentru cei care ne vor urmări. Dar nu vreau să plec. Eu am venit aici cu o carte care mi-a fost săptămâna aceasta, să zic, suport, pentru că am avut, a fost Ziua Națională a Lecturii, a cititului împreună. Am citit împreună, dar nu am citit oricum. Am citit scoțând elementele de gramatică muzicală din fiecare povestioară. Am o culegere întreagă de astfel de cărți. Aici am Mozart și Curcubeu muzical și aș vrea să închei așa, cu lecția de armonie de la Mozart. Și Mozart spunea așa, simplitatea e frumusețe, claritatea e frumusețe, ordinea e frumusețe, echilibrul e frumusețe, veselia e frumusețe, zâmbește frumusețe, în ochii tăi se odihnește perfecțiunea. Ce frumos! Hai să căutăm, să atingem perfecțiunea, și frumusețe. O căutăm, încercăm să ajungem acolo cu frumusețe, cu zâmbet, cu tot ce putem noi. Tot ce pot să vă spun este succes în continuare. Doamne ajută să reușim să rezolvăm problemele tuturor copiilor. Ce bine! Nu avem bagheta magică să se întâmple totul dintr-o dată, dar Doamne ajută să putem să facem cât mai mult din cât ne dorim să facem. Mulțumesc tare mult pentru azi. Eu îți mulțumesc, Irina, pentru că am avut această oportunitate să vin astăzi în cadrul emisiunii tale. Le mulțumesc și spectatorilor pentru faptul că ne-au privit, ne vor privi și vor lua tot ce am discutat noi bun în această emisiune. Mulțumesc tare mult! Încheiem aici întâlnirea noastră săptămânală. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou răspuns, cu noi păreri despre greu cu educația. Acum vă las și Doamne ajută să ne vedem cu bine!